Leul moldovenesc crește atât față de moneda unică europeană, cât și în raport cu dolarul american. Așadar, pentru 4 iunie, BNM a stabilit un curs de 19,53 lei pentru un euro, adică va fi cu un ban mai mic decât astăzi. Un dolar american va costa joi 17,44 lei, respectiv va coborâ cu 5 bani în raport cu prețul stabilit pentru miercuri. Astăzi, băncile comerciale cumpărau 100 de dolari în medie cu 1755 de lei și îi vindeau cu 1760 de lei, iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 1960 de lei și erau vânduți cu 1965 de lei.